Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat miercuri hotărârea numărul 8, prin care se propune prelungirea stării de alertă în România pe o perioadă de 30 de zile, păstrarea actualelor restricții și includerea focarelor de COVID-19 în calcularea incidenței privind răspândirea noului tip de coronavirus. O parte dintre restricțiile care rămân în vigoare, potrivit deciziei de miercuri a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, sunt următoarele. Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, la locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacele de transport în comun pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani. Este menținută interdicția privind organizarea și desfășurarea de meeting-uri, demonstrații, procesiuni, concerte sau altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natură activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise. Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise sau deschise, publice sau private. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin Ordinul Comun al Ministrului Tineretului și Sportului și Ministrul Sănătății. Competițiile sportive se pot desfășura fără spectatori numai în condițiile stabilite prin Ordinul Comun al Ministrului Tineretului și Sportului și Ministrului Sănătății. Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuale, a instituțiilor de spectacole și concerte, școlilor populare de artă și meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber, se desfășoară numai în condițiile stabilite prin Ordinul Comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne. Se propune menținerea interdicției organizărilor de evenimente private, nunți, botezuri, mese festive în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sări, corturi de evenimente. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile pentru toate persoanele în afara locuinței în intervalul orar 23-5 dimineața, cu unele excepții. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare în funcție de rata incidenței din fiecare localitate. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after school-uri să se desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al Ministrului Educației, al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și al Ministrului Sănătății. Întregul document îl puteți viziona pe www.tvfăgăraș.ro.